Leviticul 5 Dacă cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui prin faptul că, deși poate dezvălui ceea ce a văzut sau știe, totuși nu o face, își va purta pedeapsa. Dacă cineva va atinge fără să-și dea seama vreun lucru necurat, fie hoitul unei fiare necurate, fie hoitul unei vite necurate, fie hoitul unei târătoare necurate, va fi necurat și considerat vinovat. Sau, dacă cineva va atinge fără să-și dea seama vreo necurăție omenească, adică orice necurăție prin care cineva poate ajunge necurat, iar apoi își va da seama de acest lucru va fi considerat vinovat. Dacă cineva va jura pripit că va face bine sau rău cu privire la orice lucru despre care se poate jura și deși nu și-a dat seama la început, ajunge totuși să-și dea seama mai târziu, va fi considerat vinovat. Așadar, dacă cineva se va face vinovat de oricare din aceste fapte, va trebui să-și mărturisească păcatul săvârșit și să aducă Domnului ca jertfă pentru păcat o femelă din turmă. Să aducă ca jertfă pentru păcat o oaie sau o capră, iar preotul să facă ispășire pentru păcatul acelui om. Dacă nu poate aduce o oaie, atunci să aducă Domnului ca jertfă pentru păcatul săvârșit două turturele sau doi pui de porumbei, una ca jertfă pentru păcat și cealaltă ca ardere de tot. Să le dea preotului care va trebui să aducă mai întâi, ca jertfă pentru păcat prima turturea, rupându-i capul de la gât, fără să-l desprindă. Apoi va trebui să stropească o latura altarului cu o parte din sângele jertfei pentru păcat, iar restul sângelui să-l scurgă la baza altarului. Aceasta este o jertfă pentru păcat. Cea de a doua turturea să o aducă ca ardere de tot, după rânduială. Așa să facă preotul ispășire pentru păcatul săvârșit de acel om și acesta din urmă va fi iertat. Dacă nu poate aduce nici două turturele sau doi pui de porumbei, atunci să aducă ca ofrandă pentru păcatul pe care l-a săvârșit o jertfă pentru păcat din a zecea parte dintr-o efă de făină aleasă. Să nu pună nici ulei și nici tămâie pe ea, căci este o jertfă pentru păcat. S-o ducă la preot, și preotul să ia un pumn de făină ca jertfă de aducere a minte și să o ardă pe altar deasupra jertfelor mistuite de foc pentru Domnul. Aceasta este o jertfă pentru păcat. Așa va trebui să facă preotului ispășire pentru oricare din aceste păcate pe care omul acela le-a săvârșit, și astfel omul va fi iertat. Ceea ce va mai rămâne din jertfa aceasta să fie a preotului, așa cum se obișnuiește și la darul de mâncare. Domnul i-a zis lui Moise. Dacă cineva va săvârși o nelegiuire și va păcătui fără voie față de oricare din lucrurile sfinte ale Domnului, atunci va trebui să aducă Domnului ca jertfă pentru vină un berbec fără meteahnă din turmă, a cărui valoare în șechel de argint să o apreciezi tu după valoarea șechelului lăcașului aceasta este o jertfă pentru vină. El să plătească pentru ceea ce a greșit în ce privește lucrurile sfinte, adăugând încă o a cincea parte din valoarea berbecului și încredințând-o apoi preotului. Preotul să facă ispășire cu berbecul jertfei pentru vină și omul acela va fi iertat. Așadar, dacă cineva va păcătui fără să-și dea seama, săvârșind împotriva poruncilor Domnului lucruri care nu trebuie făcute, va fi considerat vinovat și își va purta pedeapsa. El va trebui să aducă preotului, ca jertfă pentru vină, un berbec fără meteahnă din turmă la aprecierea ta. Preotul să facă ispășire în locul lui pentru nelegiuirea pe care a făcut-o fără voie și acesta va fi iertat. Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta s-a făcut vinovat față de Domnul.